mine, evident, meciul s-a împărțit în două jumătăți. Prima jumătate în care am suferit. La pauză, după pauză, am început să ne revenim, am intrat din nou în joc, am început să creăm ocaziile noastre, am început să împingem adversarul cât mai departe de poarta noastră, încercând să creăm ocaziile de gol. Din păcate, e un lucru care ne-a lipsit astăzi și cred că asta a făcut posibil rezultatul de astăzi. Lipsa de concentrare. Am păcătuit foarte mult în ambele faze, și defensiv și ofensiv, în momentele cheie. N-am avut concentrarea necesară, pentru că am arătat că dorința și energia o avem. Ne-am dus până la sfârșitul jocului încercând să-l câștigăm. Dacă reușim să punem la punct partea asta de concentrare și de atenție, cu siguranță că rezultatele o să înceapă să apară. Pentru mine este minimum de la care vom începe. Ce au arătat repriza a doua, ăsta este minimum de la care voi cere și minimum de la care plecăm. Legat de calitatea jucătorilor, Zimbu nu are pretenția decât la jucători de calitate. Ne lipsește, din păcate, mie cel puțin îmi lipsește timpul necesar să găsesc poziția cea mai bună și forma în care vom juca. Vă spun cinstit, mă bucură partea a doua, pentru că deja îmi scurtează foarte mult perioada asta de căutare. V-am spus, am luat etalonul la repriza a doua și de aici începem să îmbunătățim tot ceea ce înseamnă jocul echipei. Vă rog. Da, nu știu cât știți despre relația mea cu Zimbru. În mod inițial, așa cum au parcurs discuțiile mele, ar fi trebuit să vin asta iarna. Din păcate au fost problemele care au fost și pentru mine dintr-o dată a apărut oportunitatea asta. Eu în România eram implicat deja, sunt implicat într-un proiect, un proiect foarte frumos. Dar am avut înțelegerea patronului care face acest proiect și a fost o chestie de onoare. În momentul în care noi ne-am despărțit asta iarnă, a fost promisiunea că dacă se vor rezolva problemele, vom lucra din nou împreună. Și cum au fost lucrurile sau încep să meargă pe drumul cel bun, aveam de respectat o promisiune care am făcut. Eu nu pot să-mi propun decât ceea ce își propune Zimbru. Performanță. Asta e singurul lucru. Eu nu pot să mă pun alte obiective decât ale clubului. Nu sunt orgoliul meu, dorința mea de antrenor, nu poate veni decât după statutul echipei și al clubului. Clubul, trebuie toată lumea să înțeleagă, clubul acesta are tradiție, are istorie și trebuie respectat. Iar eu nu pot să fac decât să am bucuria și plăcerea să particip la această istorie. Și sunt convins că împreună cu jucătorii vom reuși să ne îndeplinim ce avem de îndeplinit până la capăt. Cupele europene. Zimbru niciodată nu poate gândi altceva decât performanță. Iar performanța înseamnă cupele europene.